să nu spunem că e important, e foarte important. E foarte important, eu cred că anume cu ajutorul României vom fi și noi încadrați în Uniunea Europeană. Investiția cam e cât 280-300 de milioane de euro ne dă cum ajutor în programe, în pădurirea asta, să facă pădurile cum ecologie, în mai scurtate, acum anul trecut, cum pentru gaz, tot, asta tot ne-a finanțat tot Uniunea Europeană, România, care ne-a finanțat foarte bine, ne-a scăpat din, cu gazul, cu, nu știu cuvinte de spus. Eu sunt pentru Europa, care tot am o vârstă cum a treia, care cum astea, dar vreau ca copiii mei, nepoții mei și în România acolo, e pașe, liniște, stabilitate, locuri de muncă, omul stimat. El e bun ajutor, deci, dar dacă n-am avea nevoie, noi cum avem să mergem mai departe, să trăim? Că nu se vede altfel cum să trăim. Cu așa din trecut, cu apa din fântână tot e bună, dar fântânile văd că sacă, fără vodoprov, canalizare și apă, duc, nu putem să trăim în sat, chiar în sat, dar în oraș în boli. În timpul cu COVID-ul este foarte mult o alocată medicină, eu știu că fetița tot lucrează medică și n-am ce spune. Dar privința la tot asta și pot să zic asta, că în altă parte noi, Rusia de acum a dispărut cu totul. La eu nu știu, mă uit, toate mașinile la poliție, la toate procuratură, toate mașinile, am de toate ajutoare foarte mult. Eu am lucrat în sfera asta și înainte îmi lăb cu niște juguliuri stricate, dar mă uit băieță, cu plăcere merg astea în așa mașini, conforte și noi. Da, și vă spun drept, astea, n-am să zic că foarte rău vări asta. Suntem ca frață, aici vecini, asta. De altă parte nu de unde. Ucraina, situația e foarte complicată, e grea, Rusia, tot așa, numai de la partea ca României. Știu că mi-a mai dat la liceu autobuz de astea rutiere pentru ele, ca să-i aducă din sat. Și de bani am mai auzit că o dată ajutor, și pe la spital și avea o dată ajutor, da? Eu zic că la momentul a fost important și nu știu mai departe ce ar fi. Nu pot să vă spun. Dar de 8 știu a fost important, pentru că la noi grădinițele erau cam